Putin a intrat pe fir după dezvăluirile explozive făcute de Elan Schwarzenberg, sublinierea Sorin Ovidiu Vântu, ce a cerut postului B1 TV. Scandalul Realitatea continuă, sublinierea stârne interesul procurorilor DNA. Interviurile acordate recent de oamenii de afaceri Elan Schwarzenberg, sublinierea Sorin Ovidiu Vântu, în care acest sublinierea au făcut declarațiile publice grave în scandalul Realitatea trezesc sublinierea curiozitatea Direcției Naționale Anticorupție. Procurorul DNA din cazul Realitatea s-a autosesizat, sublinierea i-a cerut interviurile cu cei doi după ce acești sublinierea i-au povestit public despre tranzacțiile făcute în acest spec. Toate acestea în condițiile în care chiar DNA comunica oficial ce lucrează de 5 ani în dosar, informează B1 TV. Această televiziune a fost furat de domnul Cosmin Gui Maricel Pucuraru, prin falsificarea semnaturii mele, cu susținerea unora din sistem, prin mana doamnei Moncea. Punct. Asta este povestea trist, dar foarte real, a declarat Elan Schwarzenberg în interviu acordat Sorinei Matei. Eu nu am tranzacționat nimic cu Elan Schwarzenberg niciodată. El a avut discuțiile cu partenerul meu, pe curat. Dar atunci când a avut tranzacția cu Vântu, eu l-am avertizat că acolo e o situație foarte ceoasă. A vrut să fac o tranzacție care nu a existat niciodată, a replicat Cosmin Gui. Am încercat să protejez acest trust de presă apelând la niște oameni în care aveam încredere. Unul dintre ei a fost domnul Elan Schwarzenberg, care s-a dovedit în final a fi un escroc. Deci domnul Elan nu a deinut niciodată Realitatea, grupul Realitatea. După ieful cu domnul Elan am făcut același lucru cu un om care credeam ce îmi datorează din punct de vedere moral enorm. Micul escroc Guf. Acest escroc a avut în proprietate printr-un contract de truste grupul Realitatea. Într-adevăr, i-au trecut trustul de presca o alta companie Petrom Service, i-au trecut-o pe numele lor cu complicitatea unui judecător sindic, a unei doamne de la Registrul Comerului, cu sprijinul direct al SRI prin domn Nicoldea, a spus, la rândul său Sorin Ovidiu Vântu. Eu nu am negociat cu Vântu nimic pentru ce eram certai din februarie 2010. N-am vrut să mă întâlnesc, să vorbesc cu el. M-am deplasat în Cipru împreună cu fata lui, i-am semnat doar eu un contract pentru preluarea Reality, un truste care era valabil până în momentul în care, iatenie, Vântu ar fi revenit din arest ca să poată să îl semneze. În ziua în care eram în Cipru, eu cu fata lui Ioana, au descins la el procurorii, poliții. Maricel Pecuraru, partenerul meu, era în cas cu Vântu, îi dusese la el o parte din avans și a fost arestat. Vântu, când a ieșit din arest peste 2 zile, acasă, a semnat contractul, iar trusteiul pe care l-am semnat trebuia să fie valabil până când se semna a doua anex în care Vântu recunotea sumele de bani.
Aceasta în ex a fost semnat în prezena unui avocat, între el Maricel Pecuraru Trusteieul din Cipru, îi pierdea în acel moment valabilitatea, a mai spus Buc. Declarațiile publice ale oamenilor de afaceri Elans Kvartzenberg, sublinierei Sorin Ovidiu Vântu, vizând postul Realitatea TV, sublinierei tranzacțiile făcute în acest caz au trezit interesul procurorului de caz al Direcției Naționale Anticorupție. Pe 2 martie 2018, în baza unei solicitări legale, chiar Direcția Națională Anticorupție spunea că a subliniere anumitul dosar Realitatea este în continuare în lucru, sublinierei nu poate furniza informații suplimentare despre anchet, în condițiile în care ultimele comunicări publice ale DNA despre caz datează din 2013.